Bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la Seniorii Petrolului Românesc. Invitatul meu în a doua emisiune este domnul inginer Radu Zamfirache, unul din cei mai buni cercetători în tehnologia prelucrării petrolului, 11 ani director tehnic, director general al INCER, cercetare. Bine ați revenit la noi în emisiune, domnule Bine director general. Bine v-am regăsit. Cu ce moral ați revenit? Cu ce suflu ați revenit? În prima emisiune veneați de la nuntă. Da, la prima emisiune de la nuntă, acum de mai e... mai relaxați, total mai liniștiți. Total liniștiți, da. Da? Mai avem multe de spus, multe de povestit. Sigur o să ne vedem și după botez. Da, sperăm asta mult. Toți ne dorim să mai avem un... Avem un nepot deja, dar ne dorim să mai avem și alții. Fratele meu m-a întrecut, care are 5 deja, așa că ne dorim să mai avem încă... Cifra asta de 5, așa, deci da. Este... Bun, dar dumneavoastră știți ca director general ce înseamnă mai bine cifra 5. Foarte pe scurt de această dată sunt obligat pentru cei care nu vă cunosc bine să trec în revistă câteva importante repere biografice. Invitatul meu s-a născut cu 68 de ani în urmă, mai precis în 1945, 3 iunie, în orașul Dumbrăveni, județul Sibiu. Absolvit liceul Timotei Ciparu din Dumbrăveni în anul 1963. Ne-ați povestit în prima emisiune câte amintiri vă leagă anii de liceu. Nu l-ați uitat pe domnul profesor Huber, care a marcat practic și v-a fixat o direcție apropo de opțiunea pentru una din facultăți. Da. Și anume ați ales Institutul de Petrol, Gaze și Geologie din București. Sunt absolvent al Facultății Tehnologia și Chimizarea Țițeiului și Gazelor, promoția 1968, și ați terminat printre primii 10 cu sergentul. Da. Primii 10 cu sergentul. Nu-i uitați pe maestrii noastre de viață, domnul Robu, domnul Suciu, domnul Rașev, care am înțeles că le purtați cu amintire vie. Da. Din mapa profesională, ne-am arătat și imagini, am reținut două repere importante. 1968-2007 ICPC, ICPR, INCER, și din 2007 până în prezent, un pensionar dinamic, activ, care își respectă vârsta. Aș vrea totuși o frază pentru acei ani petrecuți la INCER, unde ați fost șef colectiv, șef secție, sigur ați început ca stagiar 2 ani și apoi director tehnic, director general 6 ani 2001-2007. INCER, ce reprezintă pentru noastră INCER? Sigur că ce rol a avut INCER? Cerul Institutul este practic locul în care mi-am petrecut aproape, a fost toată cariera mea acolo. Sunt legat de institutul ăsta pentru că acolo m-am format ca în profesiunea mea și sigur că Institutul va fi pentru mine totdeauna locul care mi-a oferit toate cunoștințele, în care am acumulat toate cunoștințele și satisfacțiile profesionale pe care le-am care avut, rămân, care rămân. Cronicile consemnează unul din cei mai buni cercetători în tehnologia prelucrării petrolului. Unul din cei mai buni. Care ar mai fi și ceilalți după dumneavoastră? Sunt foarte mulți. Unul sau doi, vă rog. Adică eu aș vrea să... Sigur că... Sigur, nu avem atât, dar totuși... Că cercetarea este o muncă de echipă, nu este o... Foarte astăzi, în cercetare, e greu să te detașezi ca persoană așa. Deci o muncă de echipă și aici aș vrea să amintesc unul din mentorii mei, pe domnul doctor Platon, da. Cărei dorim sănătate. Sigur, domnul doctor Nastasi, care din păcate a decedat. Am avut tot așa un prim șef de secție, doctorul Costeanu, care a făcut facultatea, doctorat în Germania, care ne-a învățat ce înseamnă rigoarea germană, ne-a insuflat rigoarea germană în cercetare, în modul în care să redactăm lucrările, ne-a învățat foarte mult, am învățat foarte multe de la domnul doctor Costeanu. Și sigur că pe urmă am avut, adică poți să înveți de la oricine. De la tineri ați învățat, domnul director? De la tineri. Sigur că da, adică niciodată nu mi-a fost rușine să întreb, când știam că sunt mulți care consideră că a întreba înseamnă să te desconsideri puțin, dar am întrebat și când n-am știut
ceva și sigur că lucrurile astea mi-au folosit foarte mult, pentru că nu am fost niciodată un orgolios sau unul care a putut să iasă în față cu orice preț, și am considerat munca de echipă, în cercetare, șansa, singura șansă de a reuși ceva în echipă. Și o să vă dau și exemple mai târziu. Vă rog. Mi-am mai notat, eu și am să reiau din prima emisiune, în calitate de cercetător principal CP1, CP2, CP3, domnul Radu Zamfirache, invitatul meu special, a fost implicat în elaborarea mai multor studii, 150, privind dezvoltarea de noi procese, strategii de prelucrare, studii de evaluare a performanțelor tehnice și de profitabilitate pentru rafinării, și nu doar atât. Le-am comentat. Mai aveți ceva de adăugat sau când intrăm în domeniul cercetării, unde sunt aceste studii? Aici aș vrea să comentăm mai mult partea de... Sigur că noi am lucrat în domenii, în cercetare, în cei 38 de ani, domenii foarte diverse. Am abordat domenii diferite. Care depindeau de comenzi? Care de ce depindeau de comenzi, dar în general, sigur că lucrurile s-au schimbat mult după 90, însă aș vrea aici să amintesc, dacă e momentul, de partea care m-a pasionat pe mine foarte mult, a fost procesul de separare a paraxilenului pe site moleculare. Este sitele moleculare au fost dezvoltate. Sigur că la vremea aceea, în anii, sfârșitul anilor 80, paraxilenul este, poate ascultătorul să dau niște amănunte, să fim, totuși, este vorba de materia primă pentru obținerea dimetilterefatului și a fibrelor sintetice. La vremea aceea erau, în industria textilului, creau 800.000 de oameni. Materia asta primă și fibre sintetice, pentru că noi exportam la vremea foarte multe stofe și toate astea, erau prioritare. Și știți că atunci se cerea ca totul să îl facem noi. Procesul era un proces american implementat la noi. Ne-am cumpărat procesul în 74. La Braș a fost una din primele instalații din lume în 74, la separarea paraxilenului. Și sarcina a fost o sarcină, sigur, venită de sus, să dezvoltăm sitele moleculare și de sorbentul. Aici aș vrea să amintesc de domnul doctor Rusu, care este părintele sitelor moleculare. Colectivul meu a avut sarcina de a le implementa în industrie de sitele moleculare și a dezvoltat procesul pe sitele noastre moleculare, procesul de separare a paraxilenului. Sigur că la vremea aia lucrurile au fost atât de importante încât am ajuns până și la primul ministru cu problema respectivă. Cum îl cheamă? Dăscălescu, da, am fost de două ori la dânsul. Și cum v-a primit domnul? Care sigur că n-a avut replica, dânsul a fost o faceți pasta ca pasta, adică avea o punguță cu sita americană, molecula, o faceți pasta ca pasta și până la 23 august să terminați ziua Liberării Patriei. Da, să terminați lucrul. Noi, sigur că am reușit și a fost o satisfacție mare, împreună cu echipa, v-am spus, și cu domnul doctor Rusu, ca în noiembrie 89 să scoatem paraxilen. De fapt, în instalația mare, instalația mică am reușit să separăm paraxilen mai devreme din amestecul de xilen. Și lucrul ăsta a însemnat o satisfacție foarte mare pentru mine. Mai mult decât atâta, după 89, când au venit mai multe delegații la noi, s-au mirat toți că noi am putut dezvolta acest proces, care era un proces de avangardă pe site moleculare. Și au fost chiar uimiți că noi avem sitele moleculare și desorbentul pentru obținerea acestui... Sigur că, pe urmă, lucrurile... Govora, care producea site, n-a mai reușit să mențină până la plutire în nou context economic. Și astăzi nu mai există nicio instalație de separare aromatice în țară. Deci totul este închis, pentru că producția de hidrocarburi aromatice, separarea lor, sunt extrem de costisitoare, cu consum mare de energie, și dacă nu reușești să reduci consumul sau să dezvolți capacități mari, noi aveam capacități de 50.000 de tone pe an, exemplu în China, capacitatea de care să scoți cu consumurile paraxilenul rentabil este de 500.000 de tone pe an. Deci, noi n-am reușit, sigur, ca instalația, linia de aromatice la Braș s-a închis la începutul 90 și ceva, 93-94, pentru că producția de aromatice necesită consumul de energie foarte mare. Deci astăzi în țară nu mai avem
linii de obținere aromatice, din păcate. Citesc tristețea pe fața dumneavoastră și nu sunteți singurul. Adică partea de petrochimie, din păcate, a căzut foarte mult la noi în țară. Și mi-am notat și ajungem la chestiune, în sfârșit, sunteți cercetător, CP1, CP2, CP3. Tematica cercetării științifice a dumneavoastră cuprinde următoarele domenii și v-aș ruga să mă corectați dacă greșesc. 1. Calculul principalelor utilaje din instalațiile rafinăriilor. Începutul carierei dumneavoastră. Așa am început. Deci noi am început, v-am spus, o secție de inginerie sub conducerea domnului doctor Platon. Făceam legătura între cercetare, proiectare și dezvoltam procesele unitare, cerceam și practic calcul utilajelor principale din instalațiile din rafinerii. Dezvoltarea proceselor de hidrofinare și hidrocracare. Deci asta a fost o etapă de cu hidrogen, da, nu? A fost o etapă ulterioară în care sigur că noi aveam obiectivele noastre, deci în plan de cercetare erau catalizatorii și procesul de hidrofinare. Hidrofinarea este un proces care elimină sulful din benzine, dar prin hidrocracare ne-am dezvoltat hidrocracarea la Pitești pentru obținere de materie primă, apoi prin hidrodeparafinare de uleiuri, deci pentru uleiuri, în special și am implementat-o la Pitești. Un alt domeniu, studii de profitabilitate ale rafinăriilor din țară. Vreți să faceți aici o remarcă? Da, aici aș vrea să fac o remarcă. Am inițiat dezvoltarea acestor studii și am creat un colectiv pe care l-am coordonat pentru a face studii în domeniul ăsta și am elaborat și un program de calcul. Am amintit-o, nu știu dacă am amintit-o și emisiunea trecută, pe doamna Niculescu Adina, care a fost un matematician de marcă cu care am reușit să dezvoltăm un program, un soft pentru calculul ăsta, care la vremea aceea era, îl comparam cu PIMS-ul. Sigur că a fost foarte util pentru studiile care le-am făcut pentru fiecare din rafinăriile din țară și cunoștințele care le-am acumulat atunci, deci vederea de ansamblu pe care am avut-o la nivelul fiecărei rafinării, m-a ajutat astăzi foarte mult în activitatea mea de expert tehnic în domeniul respectiv, în petrol și în chimie. Frumos că v-ați amintit de colega dumneavoastră. Am lăsat ultimul domeniu la urmă ca fiind cel mai important, după expresia noastră, trambulina de lansare, vorba de procesul PARS. Da, am spus câteva cuvinte despre acest proces, care, sigur că a fost o realizare foarte mare și faptul că a fost un succes mi-a adus, sigur, satisfacții, pe lângă satisfacții profesionale și promovarea ca CP3 la vreme, înainte de 89, și pe urmă, sigur că în CV-ul meu realizarea asta a contat foarte mult. Amintesc aici însă părintele sistemei moleculare, care a fost domnul doctor Rusu Radu, noi am lucrat foarte mult împreună pentru implementarea sitelor în industrie, în instalația PARES. Domnul inginer Radu Zanfirache, invitatul meu, este coautor a 40 de lucrări științifice prezentate la conferințele naționale și internaționale și mai mult de 25 de brevete de invenție. Aș vrea să rămânem puțin. Mi-a plăcut modestia dumneavoastră, coautor. Deci ce se întâmplă? Noi am, vorbind într-unul de lucrările prezentate la simpozium, eu am crezut, lucrurile nu s-a putut întâmpla în 2019, că lucrările de cercetare și ceea ce realizările care le ai trebuie să comunicate și am căutat și am avut posibilitatea, mai ales după 89, diseminare, să diseminăm aceste rezultate și să comunicăm rezultatele la diferite simpozioane. Am fost chiar la mai multe, aveți în față niște broșuri care au fost, sigur, tipărite transmise, pentru participarea la diferite simpozioane, iar brevetele de care vorbiți sunt brevete de colectiv, coautori, sunt coautor la mai multe brevete, care vizează, sigur, procese, inclusiv partea de procesul de care vă vorbeam înainte de PAREX, dar și procese de hidrofinare, procese de catalizatori, la care
Colectivul din care făceam parte au fost elaborate și, pe urmă, brevetate. Deci, sigur că fac parte din activitatea mea profesională și sunt trecute în CV-ul. Da, și unele chiar bolduite. Da. Domnule director, ați călătorit mult. Deschizând mapa profesională, am numărat eu că mi-a plăcut să număr. Ați călătorit în interes de serviciu în peste 20 de țări. Da. V-am rugat să aduceți câteva imagini care vorbesc. Nu știu dacă vom avea timp să le vedem pe toate, dar totuși fiecare imagine pentru noastră reprezintă o amintire. Da. Am început cu alb-negru. Era iarnă și ningea. Imaginea Moscova, o vizită la VNMP. Aici este domnul Nastasi, domnul Zârnă. E o vizită la VNMP, institutul de echivalentul nostru din Moscova, cu care am colaborat pentru realizarea procesului de hidrodeparafinare și hidrocracare de la Pitești. De fapt, aici suntem la Zagorsk, undeva într-un complex de ăsta muzeistic din Rusia. Sunt foarte atent în această imagine și foarte gânditor. Aici suntem în China, o vizită din 93, o vizită, un schimb de experiență cu colegii noștri din China. Aici este o prezentare chiar la Beijing, în care, sigur că noi am avut un schimb de experiență cu colegii noștri din China, ei au venit la noi, noi am fost acolo, a fost o vizită foarte interesantă, în special prin exoticul chinez, care totdeauna este surprinzător pentru noi europeni. Eu nu știu dacă am luat bine Moscova, China. Da. Am o altă imagine, la fel, aici e tot China, detalii, tot China, colegii noștri. E mare China, totuși, da? Vă rog? Da. La un institut de cercetări din China, a lor. Un institut de cercetări din China. Va trebui să derulez iarăși. O participare la un congres din Kuwait, congres de cataliză și petrochimie în Kuwait, unde am susținut o lucrare. Aici este o poză cu colegi, participanți la congres. Iată o poză care are și un element turistic. Da, aici este o vizită cu Petromu la Babilon. Eu am fost în Irak. Aici este domnul Zgâia, domnul Ferecuș, doamna Luminița de la Petrom. Deci o vizită în complex la Babilon, în Irak. Și acum aș vrea să ne oprim puțin mai mult asupra unei imagini, întrucât nu sunt străin de orașul pe care îl prezentăm acum. În aceeași perioadă eram și eu. Suntem la Rio de Janeiro, în Brazilia. Este Congresul Mondial al Petrolului. Este una din cele mai frumoase călătorii care am avut-o și participant la congres au fost 3.000 de delegați, am fost pe Maracana la un meci de fotbal, am avut o seară braziliană. Și ați avut și o poveste adevărată. Totuși. Da. Haideți să o poveste adevărată legată chiar de imaginea care ați văzut-o. Da? Deci în ultima zi de congres am fost împreună cu domnul Augustin, director de la Câmpina. Am să ne relaxăm, să facem o baie în ocean, Copacabana, și eu n-a vrut să intre în apă, a stat lângă haine acolo, eu am intrat în mare, când am văzut din mare că cineva îi prezenta niște prosoape de alea cu imaginile din Rio, și când am ieșit și să plecăm, nu-mi găseam pantaloni. Și tot ce s-a întâmplat, zice, nu știu ce s-a întâmplat. Cert este că cel care prezenta prosoapele a subtilizat pantalonii cu actele mele, cu tot ce aveam acolo, din fericire pașaport era în hotel. Și interesant a fost că, sigur, am anunțat poliția,
Și a fost bine că am anunțat, pentru că cel care a furat portofelul, pantalonul și portofelul, a reținut banii și a aruncat actele pe care le-am primit, culmea, peste 2 săptămâni în țară, la Petrom. Dar interesant a fost și partea cu mult umor a lucrurilor, este că noi aveam hotelul la 5 străzi de plajă, da? Și până la hotel a trebuit să merg în chiloții de baie. Chiar la Copacabana și da, nu știam ce s-a întâmplat. Domnul da. Smocot mi-a povestit da. Această istorie și iată-vă cum ați povestit-o dumneavoastră. Am căutat să evit să mă întâlnesc cu cineva cunoscut, nu-mi păsa de ceilalți. Seara se mergea la Maracana sau a doua zi? Asta a fost ultima zi. Da. Deci exact când trebuie. Bineînțeles că m-am întâlnit cu cunoștințe, delegați, cu colegi. Și lucrul a devenit public, toată lumea a știut că mie mi-au furat pantalonii în Brazilia. Am ajuns la finalul primei părți. Totuși am o curiozitate. Ați cunoscut un alt oraș mai frumos ca Rio? Nu, mie, pentru mine Rio a fost cel mai frumos oraș în care am fost. Deci nu puteți scoate din suflet, da? Nu. Vă rog, la fel cum obișnuim noi, o surpriză pentru dumneavoastră. Andrei Rio, Șostakovici, rog regia să ascultăm împreună un vals. Thank you.
aflăm în cea de-a doua parte a celei de-a doua emisiuni cu invitatul meu special, domnul inginer Radu Zamfirache, unul din cei mai buni cercetători în tehnologia prelucrării petrolului, 11 ani, director tehnic, director general al INCERN Cercetare. Vă propun, domnule director, să mai călătorim puțin. În partea întâi ne despărțisem la Rio, da. Și mi-a spus ce frumos orașul care mi-a rămas în inimă. Ce frumos a fost la Rio și vă spun cu aceeași sinceritate, și eu mă gândesc la Rio, haideți să navigăm. Iată alte poze, alte imagini din călătoriile dumneavoastră în cele 20 de țări. E o imagine din America. Am fost am fost invitați de Trade and Development Agency din America pentru a prezenta realizări din industria noastră de petrol. Aici suntem cu domnul Turcan, domnul Matei, deci suntem în Houston, o imagine din Houston de la această vizită. Nu știu cine v-a pus în această poză la zid, domnule director general, aș vrea să vedeți. Aici este zidul Babilonului, tot din deplasarea care am făcut-o în Irak. Doi ani înainte de căderea lui Saddam. La zidul plângerii ați fost? La zidul plângerii? La Israel nu ați fost, da? Nu. Iată o poză tot turistică, pentru că oricât ar fi de științifică o deplasare, nu trebuie să uităm și turismul. Da, aici o vizită interesantă în India și, bineînțeles, Taj Mahal nu putea să lipsească din obiectivele turistice care le-am și adică acest monument este unul dintre cele mai frumoase monumente și cineva are ocazia trebuie să neapărat să-l vadă dacă ajunge în India, mi-a rămas și mie acest... Mulțumim pentru invitație. Să rămânem tot la Mama India. Da, aici e o imagine pitorescă în care se văd vacile care sunt prezente peste tot, vacile sacre ale Indiei, care sunt prezente pe toate străzile din New Delhi sau din Mumbai. Ce gust v-a lăsat? Ce se întâmplă? India este un amestec de sublim și pestilențial, adică practic alături de Taj Mahal, de exemplu, la nici 500 de metri vezi o mizerie cruntă, nici nu îți imaginezi cum pot trăi oamenii în asemenea condiții. Aici este o imagine legată de domeniul nostru, cum se distribuie petrolul. Cum India, se distribuie cu petrolul? Mici cazane trase de vaci sau de boi care alimentează diferite stații de benzină. A fost o imagine care m-a amuzat foarte mult. Și mie mi-a plăcut India. Și am și selectat-o. E o imagine din Croația, la un simpozion în Croația, cu un coleg de acolo din Croația și cu domnul Bibișel, care e colega meu. Și aici o istorie. Da. Și aici o istorie. Da. Pe scurt, aici o poveste interesantă, o poveste adevărată, pentru că am făcut vizita asta 96, cam după războiul din Iugoslavia, și pentru că nu eram cu mașina celor de la Onești, i-am insistat să traversăm Serbia, Muntenegru și nu să mergem prin Ungaria, să ajungem în Croația, deși erau riscuri, dar ne-au asigurat că nu sunt probleme și am ajuns la granița dintre Croația și Muntenegru, care ținea atât de Serbia, undeva seara, adică noaptea chiar, pe la jurul, pe la 12 miezul nopții, și era o barieră cu o lumină chioară și oprind mașina acolo, la un moment dat, am fost înconjurați de 20 de soldați care au înconjurat mașina și când am încercat să mă dau jos să explic, m-au împins cu patru puști în mașină, cu fel de fel de... Și noroc că era un ofițer care o rupea așa puțin pe engleză și l-am rugat, i-am spus care e scopul nostru, n-a vrut să ne lasă trecem, că era imediat după conflict. Ne-am reîntors în orașul Herzegovi de lângă Lama și ni s-a spus că nu putem trece, nici nu putem telefona, deci simpozionul a fost ratat atunci, dar invitația s-a menținut pentru anul următor, când am vizitat Croația din nou
și la Dubrovnik și am reușit să fac Dubrovnik. Ne-am mai pomenit. Da. Toți suntem la confesiuni. Iată o imagine pe care v-ați rugat de asemenea să o comentați pe scurt. A, o imagine tot din India în care un cerșetor pe care am făcut imprudența să-mi pozez și în momentul ăla s-a agățat de mașină și până nu i-am dat $10, nu ne-a lăsat. I-a tărit de o mașină. Da? Nu ne-a lăsat, adică i-am dat 5 și n-a vrut și uite așa. Și atunci mi-am zis, domnule, nu mai fac poze fără permisiune niciodată. Copyright, domnule director. Da. Noastră care sunteți cu proprietatea intelectuală, da, industrială. Asta e o poză din Teheran. A fost o delegație, asta în timpul cât eram la OMV, am avut o călătorie în Teheran și aici, sigur că așa se ia masa acolo, pe covoare, undeva, suntem cu niște prieteni din Germania și este inedit modul în care stai la masă, întins, jos. Să mai trece puțin și la științe, domnul director. Da. Aici este un simpozion la Bruxelles, îl vedem pe domnul Constantinescu, Florin, colegi din alte țări. Un simpozion foarte interesant în 2006, cred că a fost la Bruxelles. Aș vrea să terminăm aceste amintiri, da, într-o notă optimistă, m-ați provocat și... ne uităm la poze și vă felicit pentru... Asta e o poză interesantă. E o vizită la Muzeul Figurilor de Ceară din Londra. Alături este Sibyl Shepherd, cred că o recunoaște din serialul. A fost un serial foarte apreciat la noi. Și sigur că, făcând poze acolo și aducându-o acasă, am zis, uite cu cine am întâlnit acolo. Și cum ai întâlnit-o pe Sibyl Shepherd? Da, uite, dovadă. Da. Să vă mai uita, da, o dată, dar aveți multă liniște de atunci, da? Da. Dar rândul a fost totuși singură, iată-l pe Depardieu aici. Da. Și asta e o poză cu Depardieu, tot în Muzeul Figurilor de Ceară, dar vedeți cât de veridice și sunt expresive, și expresive, este, sunt, da? Este expresive. Sunt acele figuri, da. Și acum o ultimă imagine, așa mai veselă, și apoi trecem la cercetare, da, la problema noastră. Deci asta o imagine de la Viena, a fost o aniversare a OMV-ului și o poză cu, a fost o serbare foarte frumoasă cu toți delegații din toate sucursalele OMV-ului și o vizită cu, o poză cu doi protagoniști în costume foarte, foarte pitorești, austriece. Amintiri, da. Mulțumesc pentru comentarii. În perioada... Revenim la desfășurătorul, da, nostru. În perioada 1980-82, 2 ani, a fost cadru didactic asociat la disciplina procese hidrodinamice, laborator seminar din cadrul Institutului pentru Gaze din Ploiești. Da. Cum apreciați acești 2 ani? Deci a fost o perioadă în care în Institutul de Petrol erau două grupe, de fapt 2 ani. 2 ani paralel, erau foarte mulți studenți. Da. Erau la nivel de, cred că, aproape 200 de studenți, ceva de genul ăsta, la tehnologie. Și sigur că era nevoie de multe cadre didactice și atunci s-a apelat la noi la cercetare. Și eu am avut laboratorul de... am făcut seminarii și laboratorul de procese hidrodinamice. Am rămas cu studenții de acolo, care o parte, mulți din ei au venit în institut la vremea aia. Am condus proiectele lor. Deci am avut niște relații foarte, foarte bune cu studenții din petrol, pe care câțiva din ei apreciez și astăzi foarte mult, pentru că lucrează încă în domeniu. O experiență reușită. Experiență interesantă pentru mine. Și benefică pentru că când predai și vorbești liber, este o experiență interesantă care te face să pierzi emoțiile. Da. Păcat că numai 2 ani. Este membru al Societății Române Inginerilor Chimiști și a Societății Române de Cataliză. Din anul 1982 și prezent, expert tehnic autorizat în domeniul proceselor de prelucrare și petrochimie. Această caschetă de expert v-a adus bucurii, v-a adus necazuri? Da. Din 82, sigur că a fost o solicitare din partea
din partea departamentului de miliție la vremea aia din București și a venit la director, m-a luat direct, m-am dus la, am fost în ziua, în dimineața aceea am plecat cu avionul la Oradea, era vorba de o fraudă enormă la benzină și am fost făcut expert fără să fac eu demersuri în sensul ăsta de către miliția de la vremea aia. Și pe urmă, sigur că au fost niște prime experiențe în domeniu și am acolo tot așa o experiență foarte interesantă, bă, pentru că am folosit, era vorba de niște calcule pentru pierderile alea prin evaporare, am folosit niște relații de calcul API și unul din interlocutorii mei de acum, era un colonel vechi, de vechea gardă, miliția română la vremea aia, care când i-am arătat niște rezultate, a avut un comentariu foarte interesant. Zice, cum ați calculat? Folosim relațiile API. Zice, noi nu avem relații de calcul. Zice, a fost o chestie foarte... Și v-ați relaționat, da? V-am relaționat, da. Este foarte interesant. N-a spus nimic, evident, da? N-a spus nimic, da. Pentru emisia noastră v-am rugat să ne recomandați un senior sau doi seniori pentru seniorii petrolului românesc. Vă rog. Deci, noi când ne-am institutul, când s-a separat Incerpu, s-a separat în două institute, Incerpu și Icerpu. Icerpu a fost partea de microproducție, noi am rămas partea de cercetare, dar a devenit, adică a fost numit în anii 2000 director acolo doamna Luca Iolanda Paula, care este o prietenă foarte apropiată a mea și a fost director acolo. Și eu eram director. Am o întrebare indiscretă. La nuntă a fost? A fost. La nuntă împreună cu soțul. Și s-a simțit foarte bine, soțul, da? Soțul dânsii Marcel este prieten cu mine și coleg de facultate și aș recomanda cu toată căldura pe dânsa, pentru că a avut, este o personalitate în domeniu și a avut realizări foarte importante și ca cercetător și pe urmă ca o așteptăm în emisiune, deci iată... Da, eu o recomand cu toată căldura. Vă opriți aici sau... Aș mai recomanda dintre cunoștințele mele bune pe domnul Marius Cucuiat, care este... A fost directorul adjunct la Institutul de Cercetări din Câmpina și cred că este o personalitate în domeniul cercetării, în partea de foraj extracție, nu în partea de chimie. Mulțumesc foarte mult, o să-i contactăm și... Dacă și dumneavoastră mai vorbiți cu dânsii, o să fie o certitudine. Am spus telespectatorilor noștri că sunteți căsătorit, aveți doi copii, Mădălina, Adrian, de Adrian am mai vorbit, și deocamdată un nepot. Da. Iată-l în această imagine, cu dumneavoastră. Da, este Călin, când era mai mic, deci sunt în curte la mine cu el, avea aici un an jumate, mai mic, dar cred că avem o imagine și cu și mai el bună, mai da, bună, avem și mai bună, dar am vrut să fie mai, cu dumneavoastră. E mai mare. Aici avem Călin nebunul Călin, sau... Călin aici la 5 ani în curte, lângă un rododendron. Mie îmi plac florile foarte mult, am văzut pozat aici, lângă, o să vedem imediat. Lângă flori. Aș vrea să spunem telespectatorilor noștri, în partea de final de prezentare, că invitatul meu, domnul inginer Radu Sanfirache, locuiește cu familia într-o casă, se află în Ploiești, construită după un proiect 100% marca Radu Sanfirache. Da. Aș vrea să vedem această casă. Unde se află ea? Este pe strada Glinca, undeva în zona Pieții Anton, însă mie mi-a plăcut foarte mult să las ceva în urmă și m-am implicat mult în proiectul casei, am cumpărat aproape sute de reviste în domeniu și fiecare detaliu a fost vizat și studiat de mine pentru a realizat această casă în care mă simt sigur foarte bine. Iată încă o altă. Da. Mi-au plăcut imagine. Și sigur aranjamentele, o grădină frumoasă, flori multe, o fântână cu pești exotici, toate astea. Cine se ocupă de... Eu mă ocup, sigur. Deci dumneavoastră mă ocupați, da? Să mai spunem telespectatorilor noștri că aveți o bibliotecă de invidiat.
Da, pe lângă cărțile care am cumpărat eu începând din studenție și pe urmă ca inginer, am moștenit de la un unchiul meu care a murit în 79, am moștenit o bibliotecă, o mare parte din cărțile care le am acum, extrem de valoroasă, la care țin foarte mult și pe care aș putea să spun că am parcurs-o aproape în întregime, pentru că înainte de 89 nu prea aveai program la televizor, nu prea aveai ocupații prea multe după masă, atunci lectura a fost evadarea mea din tot. Am citit foarte mult în perioada aia. De-aia acum am 3 jumate la ochelari. Am înțeles. Să mi-ai spune că sunteți autorul logo-ului Petrom. Succesul companiei este succesul nostru. Da, a fost un concurs. Am avut o întâlnire la Poiana Brașov și mi s-a zis hai să facem fiecare, să propunem un logo. Am propus logo ăsta care pe urmă am văzut că a fost ales pentru o perioadă logo-ul companiei. Da. M-am bucurat când mi-ați prezentat foarte multe citate preferate. Da. Ne apropiem de finalul emisiunii și aș vrea să prezint un citat pe care l-a apreciat foarte mult și mie mi-a plăcut, și anume: să nu păstrezi nimic pentru o ocazie specială, pentru că fiecare zi pe care o trăiești este o ocazie specială. Da. Sigur că eu v-am spus și sunt din fire optimist și optimismul ăsta al meu aș vrea să-l rezum într-o singură frază, adică vă rog. Este de 1000 de ori mai bine să fii optimist și să te înșeli decât să fii pesimist și să ai dreptate. Este un citat al lui foarte Jack frumos. Penn, un englez, care mie mi-a plăcut și care este citatul meu de suflet, adică mă ghidez după el. Domnule director, va trebui să încheiem și cea de-a doua emisiune și dacă eu am greșit încercând să schițez un portret al dumneavoastră, îmi cer scuze, mă veți ajuta foarte rapid și iată câteva din atributele pe care eu le voi lista în continuare, unele dintre ele devenind constante Radu Zanfirache. Am zis, primul atribut, perseverența. Da, mi-a plăcut să fiu perseverent și când fac un lucru să mă ocup de lucrul ăla și să-l duc până la capăt. Asta mi-a ca orice ardelean când începe. Orice ardelean, da. Termină, și da? Cu casa și cu limba engleză și cu lucrările, anumite lucrări de cercetare care m-au pasionat. Mi-a plăcut să adâncesc lucrurile. Începeți mai multe lucruri odată sau? Nu. Îmi place să mă ocup de un lucru până îl duc la capăt. Frumos. Adică. Optimismul. Am vorbit despre optimism. Da. Mai vreți un comentariu aici? Da, aici aș mai avea un comentariu mi-a plăcut mie foarte mult. O persoană optimistă se zice că o persoană pesimistă vede tunelul, o persoană optimistă vede luminița de la capul tunelului, iar o persoană realistă vede tunelul, lumina de la capul tunelului și tunelul următor. Frumoasă, asta mi-a plăcut foarte mult. Frumoasă completare, frumoasă. Curiozitatea, chiar curiozitatea științifică este un atribut al dumneavoastră, spiritul de echipă, pasiunea pentru călătorii, sunt o fire romantică? Da, sigur că am fost și în tinerețe mai mult, dar îmi place încă. Adică pot să mă emoționez încă când văd un film știți romantic. Să pierdeți, știți să iertați? Știu să pierd și știu și să iert, da. Domnul director, punem punct emisiunii. Mai am o rugăminte la dumneavoastră. Să adresați un mesaj telespectatorilor. Vă rog, ca eu în final să-mi iau la revedere, să ascultăm și o surpriză muzicală pe final. Dacă aveți un mesaj pentru cei care ne-au urmărit și vreau să le mulțumesc. Aș vrea să spun că, vă rog, trăind o viață întreagă și activând în cercetare, am niște regrete legate de ceea ce a ajuns astăzi, cercetarea românească. Și totuși, optimismul care mă caracterizează mă face să cred că avem totuși un viitor în perspectivă pentru cercetare și pentru industria asta de petrol a noastră, care, deși petrolul este un combustibil care s-ar putea ca în câțiva ani, 10 de ani să se epuizeze, totuși cercetarea în domeniu și al rafinării și al petrochimiei trebuie să aibă un viitor la noi, pentru că altfel vom fi permanent o piață de desfacere altora. Mulțumesc, Liviu Dumitrașcu, realizatorul emisiunii Seniorii Petrolului Românesc.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Înșa la revedere până săptămâna viitoare, când sper să ne întâlnim. Mulțumesc foarte mult. Și eu vă mulțumesc. Și acum să ascultăm surpriza. Sunrise, this is the last day that I'll ever see. Out in the courtyard, they're ready for me. But I go to my Lord with no fear, 'cause I did what I did for Maria. As I rode into town with the sun going down, all the windows were barred, there was no one around. For they knew that I'd come with my hand on my gun and revenge in my heart for Maria, my dearest departed Maria. Take an eye for an eye and a life for a life, and somebody must die for the death of my wife. Yes, I did what I did for Maria. I did what I did for Maria. Laughter echoed across from the end of the street. There was the man I was burning to meet, and my mind was so calm and so clear as I took my revenge for Maria. And he fell to the ground, raising dust all around, but I knew he was dead long before he went down. It was quick, it was clean, made it easy on him, which is more than he did for Maria. When he did what he did to Maria, take an eye for an eye and a life for a life, and somebody must die for the death of my wife. Yes, I did what I did for Maria. I did what I did for Maria. Sunrise, this is the last day that I'll ever see. Out in the courtyard, they're ready for me, but I go to my Lord with no fear, 'cause I did what I did for Maria. Take an eye for an eye and a life for a life, and somebody must die for the death of my wife.